Ne-am întors la jurnal. 250 de kilograme de cartofi, condimente ungurești foarte picante, 30 de carne de porc, în total 600 de kilograme de tocăniță. O masă pe cinste la târgul de la agronomie. Aneta Sânjurzan este și acolo. Aneta, bună ziua! Ai gustat deja din toate bunătățile de acolo? Bun găsit tuturor, nu am reușit încă să gust, pentru că recunosc că am ajuns de foarte mult timp, însă nu o să mă pot abține, pentru că mirosul de aici este foarte plăcut. Vă arată acum colegul meu în imagine tocănița despre care vorbeai și tu, 250 de kilograme de cartofi și 30 de kilograme de afumătură și cârnăciori, dar și 10 de kilograme de legume și condimente au fost folosite pentru această tocăniță gigant care se va servi pe parcursul zilei de astăzi, încă 2-3 ore și pe parcursul zilei de mâine, pentru că porția a fost împărțită în două. La o asemenea tocăniță, la o asemenea delicatețe, trebuie să vă spun că se va servi și pâine de casă, pâine făcută tot din cartofi. Însă, această tocăniță nu este singura atracție, singura delicatețe a târgului. Mai avem aici și niște găluște cu prune delicioase. Iată, aici în partea dreaptă este grătarul unde pezmetul a fost pregătit pentru a se condimenta găluștele cu prune. O să discutăm cu bucătarul șef pe care îl am alături de mine. Bună ziua! Ați venit aici cu tot felul de mâncăruri, care mai de care? Deja a zis-o. Deci gulașul ăsta e secui ungur, da? Și a spus din ce am deci din ce a fost făcut. Da, din ce a fost, așa e. Cât a durat până l-ați preparat? Păi până îl tăiam în 6 ore. Da, de gătit, în 2 ore a fost gata. Am observat că are foarte mare trecere, este aproape gata cea 1, este aproape puisă. Așa este. Și mâine veți mai avea o nouă porție, nu? Sper că dacă vine lumea și spune că, nu știu, trebuie să gustați și voi, că e foarte bună. După perioare mai e foarte bună. La ce prețuri se vinde? Cât costă? Asta nu-i treaba mea. 5 lei. Da, 5 lei porția. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Așadar, doamnelor și domnilor, guiaș unguresc 100% autentic, găluște cu prune și vă mai arată în imagini colegul meu. Avem aici bulz ciobănesc preparat chiar sub ochii trecătorilor, dar și pastramă la grătar, care de asemenea au o foarte mare trecere. Toate acestea, vă reamintesc, se întâmplă în parcul agronomiei din capitală.